Alb-violeții au suferit o nouă înfrângere acasă. UTA a câștigat clar cu 3-1 derbiul de pe Dan Păltinișanu. Din cauza dramei prin care doi suporteri arădeni s-au stins din viață într-un groaznic accident de mașină, galeria oaspeților nu a organizat deplasare la meci, iar drucheria a respectat prin toate acțiunile ei din acest meci suferința fanilor rivali. UTA a profitat de o primă repriză slabă a gazdelor și a lovit de două ori pe contraatac prin Norbert Ianoș, care a marcat în minutele 14 și 40. Elevii lui Cosmin Petrulescu au revenit mult mai deschiși de la vestiare, au reușit să reducă din handicap penalti transformat de Bozian la o fază la care fundașul textilist Copaci s-a accidentat și a fost scos cu ambulanța de pe teren. În ultimele minute, când Politehnica alerga după egalare, a mai primit un gol înscris de capitanul albroșilor Ciprian Rus. Apoi, Alin Ignea a fost eliminat, astfel că timișorenii au terminat meciul în 10. UTA a câștigat toate cele 4 meciuri jucate în această toamnă cu echipele din orașul de pe Bega. Este foarte greu la cald să facem o analiză a jocului. Cu toate acestea, consider că a fost o partidă cu două reprize diametral opuse. O primă repriză care a aparținut oaspeților. Am luat două goluri pe două contraatacuri, pe două mingi pierdute în jumătate adversă. Din punct de vedere al atitudinii, chiar nu am ce să le reproșez jucătorilor. Și-au dorit foarte mult o victorie în jocul de astăzi, și-au dorit să facem un joc bun. Desigur că de în viață de multe ori și supramotivația nu duce întotdeauna la rezultatele pe care ți le dorești. În repriza a doua, în schimb, am fost echipa care am condus jocul, am impus ritmul, am reușit să reducem din diferența de pe tabela de scor, am mai avut încă două situații bune de a marca, din păcate nu am reușit să o facem. Era normal la 2-1 pentru echipa adversă să riscăm mai mult pe faza de atac și golul 3 pe care l-am primit în urma unui contraatac după un corner al nostru, din punctul meu de vedere 2-2 sau 3-1, am riscat totul pentru a egala, am dus mai mulți oameni în careu decât o făceam în mod normal și astfel am dat posibilitatea adversarilor să ne surprindă pe acel contraatac și să închidă jocul cu 3-1. La meci a asistat și fostul antrenor al FC Timișoara, cehul Dușan Uhrin Junior. Etapa viitoare, Politehnica se va deplasa la Clinceni.